Bună dimineața, dragi prieteni! O să fac astăzi un clip cu un subiect foarte interesant. Cum trebuie să procedați în momentul în care achiziționați iepuri, în special pui, pentru a avea o rată de reușită de 100% în momentul în care ajungeți cu ei acasă să vă trăiască. Ce vreau să vă spun pentru început? Pentru cei care considerați că o să cumpărați 2-3 puișori pentru copilași și aceștia o să devină niște jucării, trebuie să știți că la iepuri este un pic mai greu. Nu le putem pune eticheta de jucării, deoarece ei nu sunt niște animale foarte rezistente la stres și de aceea nu sunt ca două jucării care au două baterii și funcționează până se termină bateriile. În mod special, atenționez părinții care doresc să-și cumpere animale pentru copilași de companie, să se joace cu ei, să încerce să cumpere o pisică sau altceva, pentru că iepurii sunt un pic mai greu de crescut, prieteni, un pic mai greu de gestionat tot ceea ce înseamnă alimentație, factor de stres și așa mai departe. Iepurii fiind niște animale foarte sensibile, mai ales cei de rasă, vă dați seama că se stresează foarte rău și în momentul în care s-au stresat, deja intervin problemele, balonări, enterite, coccidioze și alte chestii. Mai există încă o problemă, vă dați seama că puii de iepuri cumpărați trebuie transportați. Îi puteți transporta la cu aer condiționat și în orice condiții. Transportul este un factor de stres excepțional și foarte, foarte apăsător pentru acești pui. Și este încă un motiv în plus pentru care animalele se pot îmbolnăvi. Mai departe, ce ar trebui să faceți în momentul în care ajungeți cu puișorii de iepuri acasă? Vă dați seama că vin de pe drum. Îi puneți într-o boxă curată, dezinfectată, cu așternut, răcoroasă, la un loc răcoros. Nu vă apucați să le dați imediat apă rece și mâncare cu tonele, pentru că nu faceți nimic, în două zile ați pierdut. Iepurașii trebuie spuși într-o boxă curată, după cum am spus, ferită de căldură, lăsați să se liniștească câteva ore, după care li se administrează puțină apă, nu foarte multă, iar după ce s-au liniștit bine, le administrăm o enrofloxacină buvabilă, 1 ml de enrofloxacină pe gât, care ajută foarte mult la stres și ajută să ne trăiască iepurașii. După care, prieteni, iepurașii proaspăt aduși trebuie hrăniți. O să se intre într-un program de hrănire treptat. Dacă este de acord cel care vă dă iepurașii, să vă dea și puțină hrană cu care aceștia au fost obișnuiți, după care încet, încet îi treceți la hrana dumneavoastră, poate unii folosesc anumit tip de granule, anumit tip de cereale, alții folosesc alte cereale, alte granule, alte chestii, poate cineva le-a dat fân, cine îi cumpăra o lucernă. Deci totul se face, prieteni, treptat, cu mare grijă, cu răbdare. Iepurașii nu trebuiesc luați și terfeliți. Vă dați seama dacă apucă pe mâna unor copilași care de drag se joacă cu ei și în toate direcțiile îi mută și nu le dă pace, stresul acela imediat îi va îmbolnăvi. Așadar, o enrofloxacină ajută foarte mult și o hrănire adecvată și treptată, făcută treptat, trecut iepurele dintr-un mediu în altul, transportul și toate celelalte sunt factori foarte mari de risc, deoarece se stresează rău. Să nu credeți că eu nu am achiziționat iepuri și am pierdut iepuri achiziționați chiar și maturi, ați văzut ce am pățit și cu iepurii din Germania, femeile care a murit cu pui în ea, așa mai departe. Chiar și anul trecut am achiziționat pui și mi-au murit din ei
din 6 mi-au murit câțiva din ei. Deci nu garantează nimeni că puii cumpărați trebuie să trăiască. Nu vă poate da niciun crescător garanția că aceștia vor trăi 100%, pentru că sunt riscuri. Vă puteți uita, animale sunt sănătoase, sclipește blana pe iepuri, pe pui, sunt mâncăcioși, ei zvioi. Omul vide în această stare, apoi ce se întâmplă după, trebuie să avem un minim de cunoștințe, trebuie să avem un minim de experiență, dacă nu, ne documentăm și înainte să achiziționăm acești pui, să avem habar cu ce se mănâncă. Încă o dată repet, ca și animal de companie pentru copii care să se joace cu ei, vă dați seama că iepurii nu sunt foarte potriviți. Poate să fie de rasă, metiși, corcituri, cotețari, comuni, orice ar fi. Dacă sunt stresați, prieteni, luați, gâdiliți, fugăriți pe acolo, puși înapoi, iar luați, cu siguranță nu o să trăiască. Se poate juca cu un iepure într-o cușcă, îl mândui puțin, îl lași în pace, îl scarpi puțin, îi dai pace. Animalul trebuie să mănânce, să bea apă, să fie liniștit, să stea la loc răcoros și să aibă un minim de tratamente. Cam asta am vrut să vă spun, prietenii, astăzi pe acest clip. Sper ca acei părinți care doresc să achiziționeze în continuare puișori de iepure ca și jucării pentru copila să priceapă că iepurele sunt un animal sensibil. Haideți să dăm o geană și prin adăpost. După cum vedeți, boxele sunt pline. Animalele sunt toate sănătoase. Deja au primit mâncare. Este ora 7. Au primit mâncare la 6 și ceva. Apă. Nici nu mănâncă foarte mult. Aceste zile au fost foarte, foarte călduroase. Tocmai de aceea vă spun că și transportul și ceilalți factori stresează animalele. Mai ales căldura. Cam atât am vrut să vă arăt, dragi prieteni. Ia uitați aici, am adus trifoi verde, o cernă uscată, o mână de aia, o mână de aia. Le pun la animale în boxe. Așa sunt mari, sunt scăpați de orice pericol. Cei mai mici pui au undeva la 4 luni. Puișorii din campion sunt mărișori și ei, lungi. S-au format cât de cât sistemul digestiv și pot să le dau și câte o mână de verdeață pălită alături de lucernă și de amestecul de cereale. Cam atât, dragi prieteni. Sper să înțeleagă toată lumea că iepurii nu sunt atât de ușor de gestionat și atât de ușor de crescut. Vă salut pe toți cu drag, Doamne ajută, numai bine!